Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Am încheiat conturile cu UEFA Champions League pe anul ăsta ieri. Astăzi le încheiem și cu celelalte două competiții europene, cu Europa League și cu Conference League, și încheiem și parcursul românesc în competițiile europene pe acest an 2022. Cele două meciuri ale noastre vi le propunem. Începem cu cel de la CFR, al celor de la CFR Cluj. CFR Cluj e favorită în meciul de pe teren propriu cu Balcanii. Putea să-și asigure cumva, să-și rezolve cumva calificarea mai departe de data trecută, dar din etapa trecută, dar a pierdut în Turcia și are nevoie de victorie pentru a fi pentru a fi sigură de pasul următor, că face pasul în următor și pentru a nu-și pune mari speranțe în ce se va întâmpla în cealaltă partidă, în ce va face Sivasspor cu Slavia Praga sau invers, Slavia Praga cu Sivasspor. Bun, îi vedem pe cei de la CFR Cluj, vedem cotele, e destul de mică, aș zice, cota pe victoria CFR-ului. Hai să încercăm altceva, să mărim un pic această cotă, mergem pe mâna CFR-ului, ne uităm la ultimele meciuri pe teren propriu ale campioanei noastre, 4 victorii și un eșec. Da, e de mult pe la mijlocul lui septembrie, cel cu Sivasspor, în rest victorii și din aceste 4 victorii despre care vorbim, unul singur, cel cu Sepsi, a fost cu gol primit. Avem, mergem așadar pe mâna lui Dan Petrescu și pe capacitatea lui de a scoate cumva echipa din impasul mental de după eșecul cu Rapid. Mergem pe mâna lui, poate și pentru că e totuși diferență între CFR Cluj și adversarul de astăzi. Mergem pe victoria CFR-ului, ba chiar plusăm puțin înspre stilul lui Dan Petrescu, să zicem. Mergem pe victorie CFR și victorie fără să primească gol, așadar pe cotă de 2.50. Aici vă propunem și un super pariu, ca și la meciul celălalt. De altfel, câștigă, spuneam mai devreme, că mergem pe ideea unei victorii a celor de la CFR Cluj, în stilul lui Dan Petrescu, asta însemnând goluri puține, sub 3,5 goluri în meci și sub 8,5 cornere în meci. Aici riscăm puțin, la cornere, la capitolul cornere riscăm puțin, cota aici este de 3.10. Pentru FCSB lucrurile sunt clare, e ultimul meci european pe anul ăsta și de văzut pentru câtă vreme. Întâlnește pe teren propriu pe West Ham United, ar fi trebuit să fie un regal fotbalistic, așa, un cadou fotbalistic de sfârșit de sezon european pentru fanii săi din partea celor de la FCSB. Dar la FCSB situația este haotică, așa cum a fost în ultimii ani, tocmai și-a dat afară antrenorul sau l-a făcut să plece. E cu doar 2 puncte obținute și doar 3 goluri marcate, e ultima în clasament, în vreme ce West Ham United e prima, e deja calificată și evident că e, vedeți, mare favorită. A fost 3-1 în tur, unul din golurile FCSB-ului a fost dat în turul de la Londra, atunci a deschis scorul FCSB și ne gândeam că s-ar putea să fie o prestație europeană acceptabilă a echipei noastre, într-o grupă, să recunoaștem, complicată. Să mergem pe mâna lui West Ham United, putem. Dar, ca și mai devreme, ar fi bine să mai adăugăm ceva aici și iată ce o să vedem noi acum, golurile primite de FCSB, doar cu Anderlecht, pe teren propriu n-a primit în această grupă de Conference League. 15 goluri, 10 luate de la Silkeborg, 3 de la West Ham United, așa că mergem pe ideea că o să primească și astăzi. Apărarea e cam franjuri, oricum au fost 2 goluri luate inclusiv la Cluj, probabil că vor juca alții, dar franjurile rămân. Mergem pe victorie West Ham United și peste 1,5 goluri marcate, cota este de 1.75. Iar superpariul partidei pe care noi vi-l propunem ridică puțin ștacheta golurilor, peste 2,5 goluri în meci și peste 10,5 cornere în meci. Dacă la CFR Cluj am avut sub, acum ridicăm și mergem la peste. Mult mai bună și cota aici, 4.50.